Bună seara, dragi telespectatori! Suntem la emisiunea Viața Gorjului. Pentru colegii de pe Facebook sunt Mihaela Andreescu, pentru că ea a anunțat emisiunea de astăzi. În realitate sunt Aura Stăienescu, gazda dumneavoastră din această seară. Mihaela a fost prinsă cu niște probleme, așa că doamna doctor Oana Corobea este invitata mea. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit, bună seara! Doamna doctor este medic specialist dermatolog, dermatovenerolog, da? Dermatologie și venerologie. Și sunt două ramuri care de regulă merg împreună, pentru că probabil bolile venerice se văd pe piele. Pe piele și pe mucoase, da. Sunt la vedere. Sunt la vedere. Tema noastră de astăzi este pielea, o barieră naturală față de mediu, dar aș vrea să discutăm, doamna doctor, special să începem cu reacțiile pielii și cu situația cu care se confruntă în această perioadă de trecere de la iarnă la primăvară din cauza schimbărilor de temperatură, a umezelii, a umidității, dar înainte de toate aș vrea să anunț și numărul de SMS 0766-314582 pentru cine dorește informații sau are întrebări pentru doamna doctor, specialist dermatovenerolog. E primăvară, e mai cald, nu foarte, mai bate vântul, mai vin rafurile astea, polen. Începe încet și polenul. Cu toate acestea, principalul factor nociv pentru piele, care începe să acționeze acum primăvara, este soarele. Cu el aș vrea să încep. Exact, pentru că față de iarnă suntem mai expuși. Suntem mai expuși la radiațiile ultraviolete, adică iarna, radiațiile ultraviolete nu sunt așa de multe, ca să zic așa. Primăvara, deja soarele începe să-și facă apariția și automat soarele este mai puternic. Radiațiile, noi mai dăm jos din haine. Mai dăm jos din haine, ne bucurăm, ne expunem mai mult la soare. Și soarele este, practic, cel mai nociv factor în acest anotimp. De ce? Pe lângă faptul că accentuează îmbătrânirea cutanată, riduri, pete de soare, este un factor important în apariția cancerelor de piele. Dacă ne expunem la soare fără să ne protejăm cu creme cu factor de protecție, acesta este riscul principal, să zicem. Pe lângă acestea, există așa numitele alergii solare și deja din martie-aprilie încep să se prezinte din ce în ce mai mulți pacienți cu alergii solare, adică sunt anumite persoane care, atunci când stau la soare, pur și simplu fac o alergie. Încep să le apară bubițe pe zonele expuse, care îi mănâncă, îi deranjează. De obicei, aceste alergii solare se vindecă și fără tratament în 2-3 săptămâni, dar tratamentul ajută, le grăbește vindecarea. La cei care se știu că fac alergii solare, cel mai bine ar fi să se protejeze față de soare cu creme cu factor de protecție 50. Da? Deci cremele acestea, creme cu factor 50, se pun înainte de a ieși din casă cu jumătate de oră și se repetă din două în două ore în caz de reexpunere. Deci deși crema nu pleacă de pe piele niciunde dacă n-o dăm jos prin spălare, prin demachiere, totuși factorul de protecție atât este valabil 2 ore din momentul în care l-am pus pe piele. Când o să vină vara, pe lângă aceste creme cu factor 50, ideal ar fi să mai purtăm și haine care să ne protejeze, pălării cu boruri largi, haine cu mânecă lungă, chiar subțiri, da? Să fie mânecă lungă. Aceasta este valabil în special pentru persoanele foarte sensibile la soare. Într-adevăr, și vântul, să zicem, că ne afectează în acest anotimp. De ce? Vântul usucă pielea. O piele uscată este o piele sensibilă. O piele care și-a pierdut bariera față de protecție față de factorii nocivi este automat o piele mai predispusă la alergeni, mai predispusă la iritații. Infecții chiar? Chiar și infecții, exact. Orice mică leziune pe piele reprezintă o poartă de intrare pentru o bacterie, pentru o ciupercă. Deci este foarte important să ne hidratăm foarte bine pielea în această perioadă. Creme hidratante, în special la copilași, care sunt cu atât mai sensibili. De fiecare dată când ieșim afară în ziua, în vânt, în frig, încă mai este și frig, polenul, prafurile, poluanții, la nivelul pielii fac rău, dar nu atât de rău cât alt factor. Deci, de obicei, dau probleme respiratorii. Atât polenul, cât și praful și poluarea dau probleme, alergii respiratorii, dar la nivelul pielii, să zicem că mai puțin.
se manifestă acești factori. Spuneați de hidratarea pielii. Pe lângă hidratarea pielii, este și o metodă de hidratare a organismului în general, care hidratează și pielea pe perioada este primăverii? Este bine să bem un litru jumate, 2 litri de apă pe zi, cam tot timpul, vara chiar mai mult. Este bine pentru organism în general. Pentru piele, și pentru piele, bineînțeles, dar e mult mai importantă, să zic, hidratarea din exterior, adică cu creme hidratante. Apa pe care o bem ajunge la nivelul pielii atât cât trebuie. E foarte important să ne hidratăm, dar trebuie să venim și cu creme, obligatoriu. La orice vârstă? La orice vârstă, chiar și la bebeluși, pentru că ei au pielea sensibilă, și până la vârste înaintate. Hidratarea este foarte importantă. Practic ne reface bariera de protecție față de factorii de mediu. Într-adevăr, cremele sunt folosite, poate nu la toate vârstele. Unii le folosesc pentru că simt că li se uscă pielea, exact. Alții le folosesc, eu știu, din știință, din faptul că știu că este necesar, dar de regulă se folosesc pe față și pe mâini. Este nevoie de hidratarea întregului în general, sau nu. Deci pentru cei care nu au probleme cu pielea uscată, sunt persoane care au o piele foarte uscată, au o predispoziție genetică pentru această piele uscată și aceștia trebuie să se hidrateze tot timpul. Adică după fiecare baie, o dată pe zi, trebuie pusă o cremă hidratantă. Dar pentru cei care nu au probleme deosebite, nu au pielea foarte uscată, nu este obligatorie, să zic, această hidratare, deși din când în când toți ar trebui să ne amintim să ne mai dăm cu un pic de cremă și pe corp. Da. Pe piele apar diverse pete, diverse negii, alunițele. Ce trebuie să facem? De exemplu, în cazul negilor. În primul rând aș vrea să spun că nu tot ce-i maro pe piele e o aluniță, că multă lume se sperie, vai, mi-a ieșit ceva maro pe piele, e o aluniță, mă duc fuga la doctor, mi-e frică să nu fie altceva. E bine că se prezintă la doctor, fiecare persoană trebuie să facă un control dermatologic anual pentru verificarea alunițelor, oricine are cel puțin o aluniță. Dar nu tot ce apare maro pe piele e o aluniță. Adică, pe lângă alunițe mai există negii sau așa numitele papilome virale care apar în special în jurul gâtului și care se înmulțesc în timp. Adică, la cei care poartă lănțișor, la bărbații care poartă cămașă, există tendința acestor negi, acestor papilome virale de a se înmulți. Da? Sunt total inofensive, nu se întâmplă absolut nimic dacă se rupe un astfel de papilom viral, poate că sângerează un pic și îl deranjează pe pacient. Dar cred că sunt dureroase totuși. În momentul în care se rupe unul, da, este, dar nu foarte dureros, deci nu-i ceva ieșit din comun. Dar nu trebuie să ne înspăimântăm că, vai, s-a rupt o aluniță. De fapt, acela este un simplu papilom viral care, și dacă se prezintă la medic pentru acele papilome virale, cam tot ăsta e tratamentul. Adică medicul dermatolog fie le cauterizează, fie le îngheață prin crioterapie, fie de multe ori se taie cu foarfecă sub anestezie. Pentru cele mici există și această variantă, foarfecă, bineînțeles, să fie sterilă, să se lucreze steril, dar există chiar și această variantă simplă de tratament. Deci nu trebuie să ne înspăimânte, să zicem, un papilom viral, un negel din jurul gâtului sau din regiunea axilară care se rupe. Pe de altă parte, mai sunt pistrui, da? Care apar, bineînțeles, de la soare. Expunerea la soare, mai ales toată cu înaintarea în vârstă, pielea noastră nu mai știe să sintetizeze melanină, pigmentul acela melanic uniform, cum face la vârste mai tinere. Și apar acei pistrui sau, odată cu înaintarea în vârstă, niște pistrui mai mari, care, ca să le zic așa, sunt de fapt ca acele lentigine solare, deci pete maronii mai mari la nivelul pielii. Acestea prezintă doar o problemă cosmetică în general, dar trebuie diferențiate de forme, să zicem, mai periculoase de pete la nivelul pielii. Deci, în general, atunci când apar pete sau chiar mici formațiuni tumorale de culoare maronie la nivelul pielii, cel mai bine ar fi ca pacientul să se prezinte la un medic dermatolog, pentru că acesta poate face cel mai bine diferența între un negel, o lentigină solară, o aluniță. Și tratamentul în funcție de diagnostic va fi. Mai sunt și acele keratoze seboreice. Lumea de obicei se sperie de ele. Ce sunt keratozele seboreice? Sunt
inițial apar ca niște pete maronii la nivelul pielii care încep să crească, cresc și în suprafață și în volum, sunt aspre la palpare, deci când le atingem le simțim ca o suprafață rugoasă, aspră. Și aceste keratoze seboreice sunt total inofensive, adică nu se cancerizează niciodată. Ele, în ce zone ale corpului? În general pe trunchi, adică pe spate cel mai frecvent și pe decolteu, pe abdomen, chiar și pe față, în jumătatea superioară a corpului. Foarte rar apar și pe picioare. Există o predispoziție genetică de a face aceste keratoze seboreice, deci dacă unul din părinții noștri are, mai probabil că și noi o să avem. Pe de altă parte, iarăși, expunerea la soare joacă un rol important și pe de altă parte îmbătrânirea cutanată. Deci este una dintre formele pielii de a îmbătrâni. Se tratează foarte ușor, reprezintă doar o problemă cosmetică și nu trebuie să ne îngrijoreze. Mulți pacienți vin, vai, mi-a apărut o aluniță. De fapt, la un control chiar și cu ochiul liber, dar cu atât mai mult cu dermatoscop, un aparat special pe care l-au dermatologii, se diferențiază clar între o keratoză seboreică, care este total inofensivă, o aluniță sau și mai mult un cancer de piele. Deci, dacă ne apare ceva maro pe piele sau chiar și de altă culoare și ne îngrijorează, ne prezentăm la medic și medicul va ști ce să facă. Un medic clar diferențiază, dar fără să ajungă la medic, omul poate să-și dea seama când e cancer, când e aluniță, când e altceva? În general, un cancer de piele este o leziune nou apărută pe piele, să zicem. Există două situații, de fapt, să vă zic altfel. Atunci când o aluniță la un pacient trecut de prima tinerețe, să zic, trecut, mai tânăr, dar nu chiar 30-40 de ani, da? Deci peste 30-40 de ani. Dacă observăm că o aluniță începe să crească, își schimbă culoarea, are mai mult de o culoare, două sau trei nuanțe de maro, negru, cu atât mai mult dacă începe să sângereze, să facă o mică cojiță, sau dacă își modifică marginea, dintr-o margine regulată devine o margine neregulată, crește în suprafață, crește în volum, atunci trebuie să ne îngrijorăm cu privire la acea aluniță, să ne prezentăm la medic. Asta este una dintre situații când se modifică o aluniță. Deja existentă, o aluniță pe care știm că o avem din copilărie, începe după vârsta adultă să se modifice. A doua situație este când apare un cancer de piele, un melanom pe piele normală și aceasta este chiar o situație mai frecventă. Deci, tot așa, la adult, o aluniță nou apărută ne pune semne de întrebare. După 30-40 de ani nu ar trebui să mai apară alunițe noi. Deci cele mai multe alunițe apar la copii, la pubertate, la femei pot să apară pe perioada sarcinii, dar în general la un adult nu mai trebuie să apară alunițe noi și dacă observăm că apare o aluniță nouă, trebuie să ne prezentăm la medic să pună un diagnostic. Sunt situații rare când este doar o simplă aluniță, dar de multe ori poate să reprezinte mai mult decât atât. Și în cazul în care apare un astfel de cancer de piele, ce se face? Tratamentul este excizia, adică intervenția chirurgicală, fără nicio discuție, în toate cancerele de piele. Există mai multe tipuri de cancere de piele. Una dintre ele este carcinomul bazocelular, care este nu numai cea mai frecventă formă de cancer cutanat, dar și cea mai frecventă formă de cancer din toate cancerele. Adică reprezintă 30-50% din toate formele de cancer, pe toate organele, dar de obicei nu se include în statistici. De ce? Pentru că este o formă foarte blândă. Adică carcinomul bazocelular, în mare majoritate a cazurilor, nu pune în pericol viața pacientului. Nu dă metastaze, rămâne localizat strict la piele, crește foarte încet, devine invaziv local, adică distruge zona în care este localizat. Crește, ajunge să sape și în interior, dar de cel mai multe ori nu dă metastaze și nu pune în pericol viața pacientului. Această formă de cancer, carcinomul bazocelular, dacă îl surprindem la început, când e doar o mică pată roșiatică, putem să-l tratăm și altfel decât prin intervenție chirurgicală, adică există crioterapie, cauterizare, tratament cu o cremă imunomodulatoare care ajută organismul nostru să lupte împotriva ei. Deci pentru această formă există alternative. Mai este și altă formă, să zicem a doua ca și severitate, carcinomul spinocelular, apare în general pe mucoasă, în general pe buza inferioară, la fumători, bărbați mai în vârstă care au stat mult la soare. La acesta de obicei se preferă intervenția chirurgicală, ori de câte ori este posibil. Cea mai rară, dar și cea mai severă formă de cancer, melanomul, acesta nu are alternativă de tratament, adică când punem diagnosticul clinic și dermatoscopic de melanom,
primul pas este întotdeauna intervenția chirurgicală. Se scoate inițial cu o margine de siguranță mică, adică se taie foarte puțină piele sănătoasă din jur, 2-3 mm, după aceea se trimite la examen histopatologic, care va confirma diagnosticul de melanom și în funcție de grosime, de grosimea acestui cancer, se decide ce se face în continuare. Dacă este foarte subțire, adică are un indice Breslau scăzut, atunci se face o reexcizie, adică se taie în jurul cicatricii până la un centimetru. Dacă este mai gros, se face așa numita tehnică ganglion santinelă. Se încearcă să se identifice ganglionii locali care au fost, care drenează din zona respectivă, se scot și aceștia. Ei, avansând, deci în cazuri avansate, când dacă cumva prezintă metastaze melanomul, se ia în discuție pe lângă excizia ganglionilor din zona respectivă și chimioterapia. Deci primul lucru care se face în orice cancer de piele este intervenția chirurgicală. Am înțeles. Da, sunt multe probleme ale pielii, dar cu toate că tema noastră este pielea, o barieră naturală față de mediu, și pentru că pe piele apar și semnele bolilor venerice, aș vrea să ne oprim puțin și asupra lor și aș vrea să vă întreb cât de dornici sunt sau cât de grăbiți sunt pacienții să vină la medic, mai ales că din cauza bolilor venerice și a rușinii, să spunem, de a avea o boală venerică, chiar și bolile dermatologice sunt un pic respinse și nu se merge la medic, tocmai pentru că medicii sunt dermatovenerologi și zice, m-am dus la dermato, te-ai dus la venerice. Deci sunt și bolile venerice, aș vrea să vorbim puțin despre ele, pentru că, sigur, sunt telespectatori care nu știu ce înseamnă și care e bine să știe ce înseamnă și cum ne putem feri de ele. Bolile venerice sau infecțiile cu transmitere sexuală sunt, într-adevăr, pentru cei mai mulți pacienți, au o anumită rușine, o anumită teamă de a se prezenta, vin de nevoie, tot așteaptă să le treacă. De multe ori târziu, atunci când vin, cu greu reușim să aflăm, câteodată chiar nu reușim să aflăm de unde au luat acea boală cu transmitere sexuală, ceea ce ar fi foarte important să știm contactul, pentru că ar trebui tratați toți contactii, deci toate persoanele cu care persoana respectivă a avut contact sexual. Pentru că dacă nu se întâmplă treaba asta, restul contactilor vor continua să transmită aceste infecții cu transmitere sexuală. Din păcate, în România ne ocupăm un prim loc rușinos, să zic așa, în statisticele europene, în incidența sifilisului. Deci în continuare suntem pe primul loc la ceva. În Europa. Exact. La sifilis, da. După ultimele statistici din 2011, care au fost prezentate de Centrul European de Prevenire a Infecțiilor cu Transmitere Sexuală, suntem din păcate pe primul loc ca incidență a sifilisului. De ce? În primul rând, lipsa educației sexuale. Da? Deci mulți pacienți nu știu, nu vor să afle că trebuie să se protejeze atunci când au contact sexual cu o persoană, să zicem, mai mult sau mai puțin cunoscută. Deci atunci când avem un partener sexual stabil, ne facem împreună testele pentru bolile venerice și dacă amândoi suntem negativi pentru aceste boli, putem să avem contact sexual neprotejat. Dar dacă nu cunoaștem persoana respectivă, trebuie obligatoriu să purtăm, să purtăm prezervativul. Deci, practic, prezervativul este singurul mijloc care ne poate feri de infecțiile cu transmitere sexuală. Toate celelalte, anticoncepționalele, steriletul, nu ne feresc de aceste boli. Ne feresc doar de o sarcină, da? Dar și chiar și prezervativul nu ne poate feri de toate infecțiile cu transmitere sexuală. Să zicem că sifilisul este cea mai rușinoasă. Deci un pacient, când îi se pune diagnosticul de sifilis, îi vine să intre în pământ. Nu îi vine să creadă, face analizele, chiar și după ce le face și ies pozitive, tot îi vine să creadă. Este și una dintre, să zicem, cele mai periculoase. De ce? Dacă nu este tratat, sifilisul poate ajunge în stadii tardive să afecteze sistemul nervos, sistemul cardiovascular și chiar să provoace decesul. Tratamentul este foarte simplu, adică se fac injecții cu penicilină, cu panalul Moldamin, care vindecă în marea majoritate a cazurilor sifilisul. Deci este foarte ușor și de diagnosticat și de tratat.
celelalte boli cu transmitere sexuală și acestea prezintă un risc asupra sănătății în general. Deci este gonorea, care e pe locul 2 ca frecvență, care prezintă, deci dacă nu se tratează la timp, în special la femei, prezintă riscul de a da infertilitate, dacă poate să ascensioneze de la nivelul vaginului, la nivelul colului cervical, să ajungă până la trompele uterine și poate cauza sterilitate sau, în cazuri mai avansate, chiar poate să disemineze, deci să ajungă în sânge, infecția respectivă, să dea probleme mult mai serioase. Și restul uretritelor, date de clamidia, date de micoplasma, prezintă cam același risc de infertilitate feminină și se apreciază acum că 60% din cazurile de infertilitate feminină sunt date de infecțiile cu transmitere sexuală. Deci este foarte important diagnosticul precoce și tratamentul acestor infecții cu transmitere sexuală. Să nu uităm HIV-ul, da, care își reprezintă o cauză importantă de morbiditate și chiar de mortalitate și care se ia doar de cele mai multe ori prin transmitere sexuală. Există și variantele de în cazul în care se ia prin transfuzii sau prin ace de seringă infectate, dar sângele este foarte bine controlat acum în cazul transfuziilor și riscurile sunt foarte mici. La consumatorii de droguri, în schimb, încă există o frecvență foarte mare a infecției cu HIV. De ce? Consumatorii de droguri au tendința să folosească pentru drogurile injectate intravenos aceea seringă. Deci, mai mulți consumatori, în loc să schimbe seringa, să aibă fiecare aceea seringă, nu mai stau să se gândească că ar trebui să nu folosesc seringa prietenului și folosesc de la unii la alții și plus și promiscuitatea sexuală în acest grup și automat ei au o incidență mai mare a acestor infecții. Avem o întrebare pe SMS, dacă se poate lua HIV-ul la dentist. Dacă n-ar fi sterilizate corect instrumentele, s-ar putea lua, dar toți medicii stomatologi au aparatură specială pentru sterilizare și atunci riscurile sunt practic nule să se ia de la medicul dentist. Deci instrumente sterilizate corespunzător nu au cum să transmită practic infecția HIV. Plus că multe sunt obiecte de unică folosință și la stomatologie. Seringile. Da, instrumentele acelea metalice. Acelea, da, trebuie să se sterilizeze, exact. Sunt foarte ușor de sterilizat instrumentele și nimeni nu se joacă cu așa ceva. Nimeni nu se riscă, practic, sănătatea pacienților. Deci, se transmite HIV-ul și la urmași? Mama infectată, gravidă fiind, poate să transmită la făt, practic, infecția cu HIV. Mamele cu HIV pot să facă copii. În timpul sarcinii se primește tratament specific antiretrovinar și atunci riscurile de transmitere a infecției scad, practic, foarte mult. Dar se poate transmite, da, de la mamă la făt. Avem în Gorj cazuri de HIV? Aveți cunoștință? Nu am cunoștință de ce se duc la boli infecțioase. Deci cazurile de HIV sunt diagnosticate, pot să fie diagnosticate de medicul dermatolog, dar după aceea automat se trimit la medicul infecționist pentru că ei, practic, administrează tratamentul antiretroviral. Deci nu știu care este incidența. Probabil că sunt. Aș vrea să întreb pentru telespectatori când trebuie să-și dea seama cineva care are o boală cu transmitere sexuală. Cum își dă, sau care sunt simptomele? Care sunt simptomele, exact. Și care e momentul în care trebuie să gândească că ar putea fi așa ceva și să meargă la medicul dermatovenerolog sau la medicul de familie care să-l trimită la medicul de specialitate, da. Tot am început cu sifilisul, mă întorc la el. Se manifestă inițial la 3 săptămâni după contactul infectant ca o leziune ulcerativă la nivelul organelor genitale, deci la bărbați pe penis, la femei în regiunea vulvei și a vaginului. O mică ulcerație de maxim un centimetru care, foarte important, nu doare.
nu doare și se vindecă de la sine în 3 săptămâni. Deci sunt pacienți care văd acolo ca o bubă pe penis, stau, așteaptă, se vindecă și au, Doamne ajută că s-a vindecat, dar sifilisul își vede de treabă. Deci după această inițială fază, când treponema pallidum, bacteria care dă această boală, se cantonează la nivel genital, ajunge în sânge. În momentul în care ajuns în sânge, diseminează practic și se ajunge la a doua fază, sifilisul secundar, când sunt prezente erupții, de obicei la nivelul pielii. Deci tot felul de bubițe, roșii, mai mult sau mai puțin pruriginoase, cu sau fără scoamă, la nivelul întregii suprafețe cutanate și în regiunea genitală sifilisul secundar e foarte complex, adică poate avea foarte multe tipuri de leziuni. Dacă nici în această fază, și această fază se poate vindeca de la sine, din nefericire, într-un timp mai lung, din nefericire de ce? Pentru că bacteria nu moare, rămâne în organism. Deci chiar dacă se vindecă, dispar bubele de pe piele, ea continuă să-și vadă de treabă și într-o treime din cazuri, doar într-o treime din cazuri, evoluează spre sifilis cardiovascular și nervos, adică ajunge la sistemul cardiovascular, de probleme ale inimii, ale aortei și la sistemul nervos, unde poate să dea o grămadă de probleme neurologice. Deci, primul lucru care apare în sifilis este o mică bubiță la nivelul pielii, la nivelul regiunii genitale. Ei, celelalte bacterii, și anume în gonorea, clamidia, micoplasma, ureaplasma, tricomonasul, care este un parazit, dau uretrite la bărbați, adică o scurgere care este mai puțin sau mai mult sau mai e puțin abundentă, disurie, asta ce înseamnă, usturime la urinare, se înroșește zona meatului urinar, adică zona pe unde pacienții urinează și ustură destul de tare. La femei pot să apară vaginite și cervicite, adică la fel o scurgere, usturime. Trebuie să subliniez faptul că de multe ori aceste infecții sunt asimptomatice. De exemplu, gonorea în 50% din cazuri la femei, 20% din cazuri la bărbați nu dă niciun fel de problemă, dar bacteria este acolo și este transmisă mai departe, la următorii parteneri sexuali. Alte boli cu transmitere sexuală se manifestă sub formă de condilome acuminate și anume este vorba despre infecția cu papilomavirusul uman, HPV-ul, acel temut HPV care crește riscul de cancer de col uterin și se manifestă sub formă de negei la nivel genital. Arată aproximativ asemănător cu negei de pe piele, dar au o culoare mai rosă, mai puțin aspri la palpare. Dacă sunt prezenți la femei în regiunea externă a organelor genitale, nu cresc riscul de cancer semnificativ, dar întotdeauna o astfel de pacientă trebuie să-și facă un examen ginecologic complet și o tipizare HPV, adică să stabilim ce tip de virus, dacă tipurile de virus cu risc crescut sunt implicate în apariția acelor negei genitali. De subliniat că aceste virusuri nu sunt implicate numai în cancerul de col uterin, dar și în cancerul de gât, în cazul contactului sexual oral. Da? Deci pacienții trebuie să aibă în vedere că și în timpul contactului sexual oral trebuie să se protejeze cu prezervativ, pentru că majoritatea bolilor cu transmitere sexuală pot să dea probleme și în cavitatea orală, în gură și în gât. Inclusiv sifilisul se poate lua așa, toate bacterii, Neisseria gonoreae, cea care dă gonorea, poate să dea probleme faringiene și să nu uităm de HPV, care crește riscul de cancer de gât. HIV-ul se manifestă de obicei cu probleme inițial pseudogripale, adică avem impresia că avem o gripă care ne trântește un pic. Asta este la debut. Pe măsură ce sistemul imunitar slăbește, că știm că virusul imunodeficienței umane practic distruge încet încet sistemul imunitar, apar tot felul de alte probleme. Dacă, cum ar fi cel mai bine? Ar fi cel mai bine ca pacienții să se protejeze tot timpul, în contactul sexual să fie un contact sexual protejat cu prezervativ. Dacă știu că au avut un contact sexual neprotejat, bine ar fi să-și facă controle chiar înainte să apară simptome de boli cu transmitere sexuală, să-și facă analize de sânge, analize din secreția uretrală. Să fie diagnosticate cât mai din timp aceste probleme. Avem un mesaj. Soțul meu are o pată în zona penisului. Cu mulți ani în urmă a fost doar o pată rozalie, iar
de la un timp a luat formă de o lunită, probabil aluniță, de culoare maronie. Ce ne îndrumați? Mulțumesc! Să vină la medicul dermatolog. Sunt așa numitele, și bănuiesc că despre asta este vorba, macule melanotice ale penisului, așa se numesc, sunt niște pete maronii care apar pe penis, care în timp pot să crească, dar foarte încet și nu foarte mult, pot să-și schimbe puțin culoarea, dar rămân totuși maro, sunt total inofensive. Aceste macule melanotice ale penisului sunt ca un fel de alunițe, să zicem, pe penis, dar nu vreau să o liniștesc foarte mult pe doamna, ar fi ideal să se prezinte la un medic dermatolog, să îi se pună clar un diagnostic. De altă variantă ar putea fi, să zicem, așa numită eritroplazie Keira, care este și legată de virusul papiloma uman și prezintă în timp un risc de cancerizare. De asta zic că cel mai bine ar fi să se prezinte la un medic dermatolog pentru a se stabili un diagnostic. Exact. Da, sunt multe, multe bolile venerice și destul de periculoase. Pacienții trebuie să fie foarte bine informați cu privire la acestea și să-și dea seama la ce riscuri se expun. Mulți zic, vai mie, nu mi se poate întâmpla. Ba da, oricui se poate întâmpla. Deci, practic, trebuie să fie conștienți de riscurile la care se expun în timpul unui contact sexual neprotejat. Mai ales că există acea concepție că dacă vezi un bărbat sau o femeie care arată bine, care e curat, care e bine îmbrăcat sau bine îmbrăcată, curată, exact. Nu, ai impresia nu are că nu are să nimic. Aibă vreo boală venerică. Dar și nu crezi că ar fi nevoie să te protejezi dacă, bineînțeles, ai alți parteneri decât cei de acasă. Este o vorbă atunci când... De care spuneați că și-au făcut întâi analizele, sunt în regulă, știu că nu umblă prin alte părți și atunci nu trebuie să se protejeze, pentru că nu de altă asta n-ai cum să faci copii. Exact. Este o vorbă care spune că atunci când avem contact sexual cu o persoană, în momentul acela avem contact sexual cu toate persoanele care au avut contact cu persoana respectivă. Deci chiar dacă domnul sau doamna arată foarte bine, sunt foarte curați, nu știm un partener de al ei sau de al lui de acum 10, 15, 20 de ani cum arăta și cum era și... Deci tot și timpul poți să trebuie fii să fii curat și să și cu ai toate astea... șansa să fii contactat cu un virus. Plus că majoritatea sunt foarte frecvente. Majoritatea sunt foarte frecvente și tocmai de aceea nu poți să te iei, să zicem, după aspectul exterior. După aspectul exterior al persoanei. Exact. Da. Ce ne recomandați pentru să revenim la bolile de piele? Pentru că deja am pătruns destul în zona asta a bolilor venerice, iată că am avut și întrebări. Ce ne recomandați pentru următoarea perioadă, după primăvară, pentru că spuneați că soarele este foarte periculos în perioada asta, mai periculos decât vara sau? Nu mai periculos decât vara. Vara e cel mai periculos. Evident că sunt cele mai multe radiații ultraviolete, dar de acum începe. Și de asta am ținut să amintesc. Deci de acum încep practic să fie soare, să fie raze de soare din ce în ce mai puternice. Fotoprotecție. Cremă cu factor 50, aplicată corespunzător, să protejeze atât față de radiațiile UVA, cât și față de radiațiile UVB, deci acel SPF 50+, pe care îl vedem, sau 30, niciodată mai puțin ce de 30. Ce înseamnă UVA, UVB și SPF 50? SPF-ul 50+, SPF-ul, practic, ne arată protecția față de radiațiile UVB, față de ultravioletele B, care ne protejează de arsurile solare. Ca să ne protejăm de celelalte efecte nocive ale soarelui, trebuie ca crema cu factor de protecție 50 să conțină protecție și față de UVA, aceea nu se măsoară în SPF, dar scrie pe ambalajul cremei, protecție UVA și UVB. Protecția UVA este și mai importantă decât protecția UVB. De ce? Pentru că UVA-urile sunt implicate în cancerurile cutanate, în fotobătrânire, deci pe cremă trebuie să fie inscripționate și UVA și UVB.
Niciodată mai puțin de 20, cei mai puțin de 20 nu are nicio valoare, deci de la 20 în sus, că mai vedem creme pe tarabă când mergem la mare, cu SPF 2, SPF 4, SPF 6, ca și cum ne-am dat cu ulei de măsline, care, apropo, nu are nicio valoare în protecția față de soare. Da. De, în momentul în care mergem la plajă, la mare, să nu fim disperați după soare, adică să stăm doar între orele corespunzătoare, între 8 și maxim 10 jumate 11 și de pe la 4 jumate 5 după amiaza încolo, să nu, să repetăm aplicarea de cremă din 2 în 2 ore, să repetăm aplicarea după fiecare baie în mare, după fiecare ștergere cu prosopul sau dacă transpirăm mai abundent, iarăși trebuie să reaplicăm. Dacă vrem să ne bronzăm, să ne bronzăm treptat și puțin, da? Deci să nu plecăm albi, să ne întoarcem negri și să nu încercăm să ne bronzăm din prima zi. Deci putem inițial să folosim un factor 50 câteva zile, după aceea să trecem la 30, la 20, să fie un bronz dobândit treptat și nu foarte intens. Și atunci nu este așa de periculos. Foarte periculoase sunt arsurile solare. 5 arsuri solare practic dublează riscul de cancer de piele. Lumea se... 5 arsuri solare de-a lungul întregii vieți. Asta vreau să întreb. Dacă într-o vară sau un concediu. De-a lungul întregii vieți. De când suntem copilași până la adânci bătrânețe, dacă avem 5 arsuri solare, ni s-a dublat practic și riscul de melanom. Și ce înseamnă arsură solară? Adică... Piele roșie. Atât? N-are voie să fie pielea roșie în momentul în care stăm pe la soare. Pielea roșie dobândim de câte ori... Și la simplu mers pe stradă. Da. Cremă cu factor 50, ca să nu mai fie... Da, deci orice piele roșie, egal arsură solară. Bronzul trebuie păi să se instaleze... Dacă avem 5, dacă avem 50, dacă avem 100 de arsuri solare, ce facem? Crește exponențial. Deci cu numărul arsurilor șansele solare... Șansele de cancer de piele sunt extraordinar de mari. Sunt extraordinar de mari. Statului la exact. Plajă. Cancerul de piele, melanomul, crește exponențial. Încă este în continuă creștere. Deci dacă acum 30 de ani avea o incidență de undeva de 5-6% de mii de locuitori, acum a ajuns cam la 30% de mii de locuitori. Deci, practic, a crescut de vreo 6-7 ori. Riscul unei, în momentul actual, riscul unei persoane de rasă albă care stă într-un climat temperat, deci ne încadrăm și noi aici, de a face melanom, cea mai agresivă formă de cancer, este de 1% pe parcursul întregii vieți. Este un risc destul de mare. Acum, 30 de ani, riscul nu era așa de mare. De ce a crescut incidența? Din primul rând, din cauza expunerii aberante la soare, expunerea aceasta recreațională, adică să ne bronzăm. Și, în al doilea rând, și soarele este mai nociv, pentru că odată cu rărirea stratului de ozon, razele soarelui nu mai sunt așa bine filtrate și automat ajung mai multe radiații nocive la nivelul solului. Avem o întrebare. E bine să ne bronzăm fără sutien? Nu e bine să ne bronzăm deloc. Nu e bine să ne bronzăm. Nu. Soarele nu crește riscul de cancer mamar, de cancer de sân. Eu cred că la asta se referea doamna. Cred că se gândește că dacă se bronzează fără sutien, crește riscul de cancer de sân. Nu crește riscul de cancer de sân. În schimb, crește riscul de cancer de piele în zona sutienului. Deci poate să stea fără sutien, să se bronzeze, dar revin, bronzul să nu fie foarte intens și să se bronzeze treptat fără să treacă prin perioada de roșață. Da? Deci nu fără care să... se cheamă arsură solară. Care se cheamă arsură solară. Și la 5 arsuri facem carcin de piele. Crește, se dublează riscul. Da. Deci sunt de unele piele. Persoane care vin la cabinet și sunt foarte se tem foarte mult să nu-și lovească alunițele. Vai, atâta grijă au că nu cumva să și le traumatizeze cu breteaua de la sutien sau cu o curea. Traumatismele s-a dovedit prin studii făcute de-a lungul multor ani că nu favorizează cancerizarea. În schimb, aceleași persoane se duc și stau la soare și se bronzează vară de vară, se mai și ard. Deci, fără să-și imagineze că ar putea să le facă vreun rău pe alunițele respective pe care le feresc atâta de traumatisme. Sau mai sunt pacienți care îmi zic că eu stau la soare, dar pe alunițe îmi pun leucoplas sau îmi dau cu cremă cu factor de protecție pe alunițe. Da, nu e rău, dar 3/4 din cancerele de piele apar pe piele sănătoasă, deci nu pe alunițe. Marea majoritate apar nu pe alunițe, ci pe piele anterior sănătoasă. Deci nu prea are rost să ne protejăm doar alunițele de soare, trebuie să protejăm toată pielea expusă. Și mai avem o întrebare, dacă recomandați bronzarea la solar? Nu.
este cel puțin la fel de rea. La acele aparate de bronzare artificială, da. Este cel puțin la fel de rău ca soarele, dar din nefericire mai rău. De ce? Sunt conține radiații mai concentrate. Cine a fost la solar măcar o dată a observat că se duce alb și pleacă de acolo maro, spre deosebire de soare, la care ne expunem măcar o zi, două, trei până ne bronzăm. Deci solarul este foarte nociv. În unele țări din Europa chiar se interzice folosirea solarului sub vârsta de 18 ani. Deci la fel cum se interzice consumul de alcool, consumul de țigări sub vârsta de 18 ani, la fel se interzice și expunerea la solar. Persoanele nu pot să intre fără buletin și pe buletin, dacă scrie că ai sub 18 ani, nu te lasă să intri. Deci trebuie să fii major ca să-ți asumi să riscurile. Exact. Da. Și pe aparate și în sălile respective sunt afișe mari pe care, ca și pe pachetul de țigări, cum scrie că poate să dea cancer și așa, la fel și acolo, în țările civilizate, sunt scrise toate riscurile la care se expun persoanele care folosesc solarul, de să iau o decizie avizată, să zic, în cunoștință de cauză. Cum alegem să fumăm, alegem să mergem la solar, riscurile sunt la fel de mari. Deci riscul solarului pentru piele sau al soarelui este la fel de rău ca riscul fumatului pentru plămâni sau gât. Să vorbim acum la final de emisiune despre păr și unghii. Da. Pentru că sunt părți ale corpului, să zic așa, care suferă, mai ales odată cu vârsta, da, dar și în funcție de factori externi cu care îi agresăm. Da. Mulți nici nu știu, mă întreabă, da, tratați și părul și problemele unghiilor. Deci asta e tot treaba dermatologului, problemele părului și ale unghiilor. Părul, în general, este principala problemă pentru care un pacient se prezintă la medicul dermatolog când e vorba de păr, este căderea părului. Sunt mai multe forme de cădere ale părului, de la, să zicem, banala, că-i frecventă, chelie masculină. Majoritatea bărbaților observă odată cu înaintarea în vârstă că încep să-și piardă din podoaba capilară. Dar și femei. Și femei. Și femei și în special după menopauză. Într-adevăr, părul se rărește. Mai sunt și alte forme de alopecie, deci alte forme de cădere a părului. Aceasta, să zicem, că este cea mai frecventă, alopecia androgenetică. Mai este așa numitul efluviu telogen, când părul cade din anumite cauze. Mulți zic că pacienții vin și zic, vai, am fost foarte stresat și îmi pică părul foarte tare. Da, deci stresul poate să fie o cauză de cădere a părului, dar de obicei căderea părului se manifestă la ceva timp, la 3-4 luni de zile după momentul stresant. Să zicem că am avut un eveniment stresant, acut, și părul nu pică atunci. Deci pică cam la 3-4 luni după acel eveniment. În plus sunt boli interne, ca să zic așa, care pot să dea acest efluviu telogen. Anemia este o cauză de cădere a părului, bolile tiroidiene la fel, folosirea anumitor medicamente pot să dea căderea părului. Pe lângă acest efluviu telogen, părul mai poate cădea și sub altă formă, și anume sub formă de mici zone rotunde. Deci sunt anumite persoane care au această alopecie areată, așa se numește, sau peladă, apar efectiv cerculețe la nivelul părului care sunt lipsite de păr. Toate aceste forme, chiar și chelia masculină, sunt reversibile. Asta ce înseamnă? Cu tratament putem să le ajutăm ca părul să crească din nou. Deci chiar și chelia masculină se poate trata. Aș vrea să-i sfătuiesc pe pacient să nu apeleze la metode naturiste, tot felul de metode pe care le găsesc pe internet, care promit 100% rezultate. Dovedite științific, în această chelie masculină sunt doar 3. Deci, la momentul actual, doar 3 metode și-au dovedit eficiența pe termen lung. Și anume, prima este o soluție care se aplică la nivelul zonei fără păr, ideal cât mai repede. Deci dacă pacientul observă, bărbatul sau femeia, că începe să-și piardă părul de la 30 de ani, de atunci trebuie să înceapă tratamentul. Cât este început mai repede, cu atât este mai eficient. Ei, dacă această soluție, minoxidilul, are efect, trebuie folosită pe tot parcursul vieții.
este și cea mai puțin eficientă din cele trei, adică cam la 50-70% din pacienți are efect, dar este și cea mai simplă. Altă metodă este tratamentul medicamentos. La bărbați, un tip de medicamente, la femei, alt tip de medicamente și aceasta are o eficiență mai mare decât soluția respectivă, dar are și anumite reacții adverse și la fel. Trebuie folosite pe tot parcursul vieții. Deci dacă aceste pastile au efect, trebuie folosite pe tot parcursul vieții. Și a treia, folosită din ce în ce mai frecvent, cu rezultate din ce în ce mai bune și din ce în ce mai ieftin, aș putea spune, este transplantul de păr, pe care trebuie să-l avem în vedere. Încă nu este foarte accesibil și la îndemâna tuturor, dar cu timp o să devină și, practic, acesta este definitiv. Cum adică transplant de păr? De unde îl luăm? Îl luăm tot din păr. Adică, la bărbați ați observat că le rămâne zona occipitală. Aceasta nu se pierde niciodată. Deci se pierde zona centrală a scalpului, de acolo se pierde părul, dar în zona aceasta părul, practic, la bărbați nu cade. Zona aceasta este o zonă în care hormonii androgeni, cei care dau chelia masculină, nu acționează sau acționează mai puțin. Și atunci, practic, se iau bucăți de păr din această zonă și se pun în zonele de lipsă de păr. Și dacă zonele de lipsă de păr sunt mult mai mari decât zonele cu păr? Luăm azi puțin, îl punem, între timp crește la loc. De unde am luat? Crește la loc acolo. Da, crește la loc, iarăși luăm. Se ia mici grefe, scalp cu totul, adică mici grefe cutanate, cu tot cu rădăcină, da? Deci până în profunzimea dermului. Și să avem smocuri la început, da, deci la început mai arată... Mai punem un smoc. Până suntem plini de smocuri. Dar este definitiv. Și rămâne definitiv. Rămâne definitiv, da, pentru că din zona aceasta nu pică niciodată părul. Și e ca și dar dacă aducem din zona asta în zona asta de unde de regulă pică, de ce nu pică? Da, e o întrebare bună. E așa numită dominanța donorului. Deci acesta este locul donor. Da. Și acesta domină. Deci chiar dacă noi îl luăm de aici și îl punem aici, e ca și cum aici vom avea același lucru ca aici. Deci el vine cu toată informația lui și este rezistent la hormonii androgeni chiar dacă l-am pus aici. Da, uite, chiar așa o informație foarte importantă pentru că implant de păr. Același lucru. Da. Dar nu am stat niciodată să întreb sau să mă gândesc de unde m-am gândit că se ia de la, eu știu, de la altă persoană. Deci de la aceeași persoană, da? Exact. Da, asta e chiar o veste foarte, foarte bună, dar se face asta în România? Se face în România, se face, da, în centrele universitare în general. București, Cluj, Timișoara, se face. Și cam cât costă așa la ora actuală? La ora actuală, să zic așa, un preț către cel mai ieftin, în jur de 2500-3000 de euro. E destul. Și durează? E destul, dar e pe viață. Și durează mult? Durează, depinde de gradul alopeciei, de gradul cheliei, adică dacă e o suprafață mare, trebuie făcută în mai multe etape, nu se poate face o singură dată. Dacă e doar o mică zonă, deci doar acel început pe lateral, se poate face și dintr-o singură etapă. Bineînțeles că e o perioadă de vindecare, apoi perioada în care crește părul, deci durează. Da, dacă facem dintr-o singură etapă, o să avem o mare chelie în spate până se regenerează, da. Luăm bucățele mici, știți, și practic acelea se întind după aia. Da? Se întind bucățelele și se umple zona respectivă. Dar asta presupune să se ia și pielea de pe se scoate. De aici, se scoate da, pielea da, asta și se pune și se piele pune de aici. Deci transplant de piele cu păr cu tot. Exact. Doamne, ce a ajuns știința asta. Da. Da, avem pe cineva care întreabă dacă, spuneați dumneavoastră, probabil pentru de asta întreabă așa, pentru că spuneați că trebuie de la început sau cât mai devreme, odată ce s-a constatat că pică părul, începe să cadă. Dacă a chelit în urmă cu 40 de ani, mai are șanse acum să găsească soluții din cele trei, care dintre ele dă rezultate? Transplantul, la domnul mai probabil, pot să fie încercate și celelalte două, fiecare, atât soluția respectivă minoxidilul, care v-am zis că e cea mai simplă, trebuie încercată cel puțin 6 luni. După 6 luni apreciem efectul. Studiile au demonstrat că dacă această soluție are efect, atunci va crește părul pierdut în ultimii 2 ani.
Și dacă domnul are de 40 de ani, mă aștept ca totuși în ultimii 2 ani să nu fi crescut. Să nu fi crescut. Da, da, da. Deci transplantul e soluția mai dacă mai are păr pe la ceafă. Acolo sigur are. Sigur are. Da. Da. Mai avem o întrebare. Ce facem atunci când părul este casant? Există soluții dermatologice? Depinde. Probabil trebuie să căutăm o cauză, în primul rând. Da. Se rupe? Se rupe ușor, este foarte fragil. Trebuie să căutăm o cauză. De ce acest păr este foarte fragil? Sunt persoane care se nasc cu un păr foarte uscat și atunci, cu cât părul este mai uscat, cu atât este mai sensibil. În cazul acesta folosim balsam de păr. Asta e cel mai la îndemână și cel mai simplu. Adică după fiecare spălare trebuie să ne dăm cu balsam și atunci sau măști regeneratoare și acestea practic vor adăuga rezistență firului de păr. Orice fel de balsam? Adică nu există niciun... Există și în farmacii balsame speciale pentru probleme speciale, ca să zic așa, dar chiar și cele din comerț pot fi încercate. Ei, dacă această fragilitate a firului de păr debutează mai tardiv, trebuie să căutăm o cauză. Sunt tratamentele acestea pe care ni le facem noi femeile pentru că așa vrem, adică vopsitul pot să fragilizeze firul de păr, folositul plăcii de întins părul, chiar și a fionului, acestea pot fragiliza firul de păr. Dar dacă vrem să le folosim în continuare aceste metode, să zicem, de înfrumusețare, putem, da, la fel, să folosim măști, să folosim creme, balsam de păr, exact. Dacă doamna respectivă nu folosește aceste, i-a debutat, să zicem, recent, această problemă cu fragilitatea firului de păr, fără să-și vopsească părul, fără să-și facă permanent, fără să-și întindă părul. Trebuie căutate cauze interne ale fragilității firului de păr, cel mai frecvent bolile tiroidei. Pot să facă părul foarte, foarte fragil și aceasta trebuie investigată în primul rând. Să trecem la unghii acum. Unghiile sunt de multe ori foarte, foarte subțiri, se rup. Da. Unghiile se pot fragiliza în tot din cauza noastră, ca să zic așa. În special, o problemă în special la femei care spală multe vase, folosesc multe soluții din astea de curățat, se spală foarte des pe mâini. Dacă pielea din jurul unghiilor suferă, adică este foarte uscată, automat și unghia suferă. Dacă ne tăiem pielițele, automat și unghia suferă. Da? Da. Deci, multă lume are acele mici pete albicioase pe unghii și zic, vai, am lipsă de calciu. Ei, de fapt, acele pete albe sunt date de traumatismul asupra pieliței unghiilor, fie voit, adică ne tăiem pielița, fie în momentul în care... V-am zis, spălăm vase, folosim soluții de curățat sau sunt unele persoane care își rod pielițele sau își trag, pielițele au un tic nervos. Deci e bine să protejăm cât putem pielea din jurul unghiilor și atunci nici unghia nu va suferi. Trebuie să folosim cremă hidratantă foarte mult, atât pe mâini cât și pe unghii și în acest caz nici unghiile nu vor avea de suferit. Trebuie să... Vorbim de acele... Pielițe de pe unghie sau de tot degetul? Pielițele de pe unghie. Pielița care crește pe unghie și care pe multe femei le supără și le taie. Nu, cred că chiar le supără. Este o modă ca unghia să pară cât mai mare. Da, și automat o mărim, tăim pielița aceea. Tăim pielița, da. Deci nu este indicat. Bine ar fi să le împingem, să zicem, deși și aceasta sau traumatizează. Să le lăsăm în pace. Sau să le lăsăm în pace, asta ar fi cea mai bună alegere. Da. Pe lângă, să zicem, această problemă cosmetică, că până la urmă aceasta este o problemă cosmetică a unghii, există și boli, în adevăratul sens al cuvântului. Cele mai frecvente boli ale unghii sunt date de ciuperci. Cel mai frecvent afectează unghiile de la picioare. Și este o problemă foarte frecventă. Deci se apreciază că cam 10% din persoanele de peste 50 de ani prezintă această onicomicoză, așa se numește, adică unghia de la picioare se îngroașă, devine foarte friabilă, foarte greu de, se îngroașă și devine greu de tăiat, prezintă un material sfârâmicios sub unghie, acest material
sfărâmicios detașează practic o parte din unghie de pe patul unghial. Este foarte greu de tratat această ciupercă a unghiei. Doar în cazuri incipiente putem să o tratăm cu acele soluții, lacuri de unghii care se aplică strict pe unghie. De cele mai multe ori, în cele mai multe cazuri, este necesar tratament medicamentos, adică pastile pe care să le luăm până când unghia crește complet. Și acest lucru se întâmplă, este foarte lent. Deci sunt necesare de câteva luni de tratament, 3, 4, 5 luni pentru unghia de la picior, până practic unghia este înlocuită de o unghie nouă fără ciuperca respectivă. Vedem la televizor tot felul de reclame și în special pentru soluții piciorului, pentru unghii, unghii, și vezi cum dintr-o dată a fost galbenă, se face a fost albă. Galbenă și bine, întrebarea este, sunt acele medicamente, acele soluții recomandate și de medic? Aceste medicamente care apar în reclame sunt recomandate de medic? Sunt recomandate în cazuri incipiente de onicomicoză. Deci dacă o surprindem la debut și numai într-o anumită formă, în așa numită onicomicoză albă superficială, în care ciupercile sunt localizate în lama unghială, chiar în unghie la suprafață, și atunci putem să le omorâm cu această soluție. De cele mai multe ori ciupercile... Și cum știm că există ele acolo? Că probabil ne prezentăm încă la medic. Îngroșat unghia dacă este o fază incipientă. Se poate face diagnostic micologic, adică se ia de acolo o bucățică de... se zgârie, practic, suprafața, se ia o scoamă din aceea și se uită la microscop și se face cultură, adică scoma aceea se pune pe un mediu special pentru ciuperci și vedem ce crește. Și așa se stabilește practic un diagnostic de certitudine de onicomicoză. Iar unghia mică de la picior, care de regulă este mai deformată din cauza probabil încălțămintei, da. Are vreo problemă legată de ciupercă sau din cauza asta a deformării se deformează din cauza încălțămintei? Se Pentru deformează că asta apare de chiar regulă. Și la vârste mai mici problema da, asta. Da, copiii cu... de obicei nu fac ciupercă la unghii, deci și chiar și ea unghia deformată. În general, unghia de la picior, de la degetul mic, arată ea mai deosebit, să zicem, poate să facă, nu-i scutită de ciupercă, de cele mai multe ori ciuperca se face la unghia cea mare, la haluce, dar se poate transmite încet, încet la toate unghiile, de la picior, chiar și la unghia mică. Dacă vedem că se modifică unghia mică, de la recent, să zicem, o chestie recentă, putem să ne gândim și la o ciupercă. Ca pacient ne prezentăm la medic și se va stabili un diagnostic. Suntem la final de emisiune, am o ultimă întrebare. Ce încălțăminte recomandați apropo de unghii? Apropo de unghii și în special de degete, ca să zic așa, ca să ne gândim și de bătături, încălțăminte cât mai largă. Deci asta ar fi principiul. Cu bădăreață. Da, cât mai largă și foarte important, pe timpul verii măcar, să ne expunem degetelele la soare. Pentru că încălțămintea ocluzivă, adică bocancii, adidașii, pantofii, predispune la infecții, predispune la ciuperci. De ce? Lor le place mediu cald și umed. Automat, dacă avem o încălțăminte închisă și transpirăm, acolo pentru ele este raiul pe pământ, acolo se dezvoltă cel mai bine. Dar cum ajung ele acolo? De peste tot. Din aer? De la alți pacienți. Sunt spori? De nu. De ciuperci? Sunt spori de ciuperci, dar de la alți pacienți. În general le luăm din medii, dușuri comune, piscine, de acolo practic le culegem, le luăm pe picior, pantofi second hand, manicură, pedicură, deci de la alți pacienți pot să ajungă fie prin încălțăminte, fie direct dacă îi luăm pe picior din diferite medii. Am înțeles. A fost o emisiune foarte interesantă. Am aflat foarte multe și eu și telespectatorii noștri. O să vă mai invităm la noi în emisiune. Cu mare drag oricând. Mulțumim pentru prezență. Deci, dragi telespectatori, degețelele de la picioare la soare, pantofi cu bodereață și să aveți o primăvară frumoasă, pentru că noi suntem alături de dumneavoastră cu toate informațiile de care aveți nevoie. La revedere! La revedere!